Neața, astăzi vă voi vorbi puțin despre cripto alfel și de ce fac acest clip. Pentru că așa cum vedeți și voi a început bullrun ul și sunt foarte multe proiecte care posibil să vă aduc acele 1000x, doar că vreau să vă învăț din experiența mea și din studiile care le-am făcut eu, cum să evitați țepele. De exemplu, ați văzut că toate, să le numesc altfel, fetele astea care făceau OnlyFans, acum nu mai fac OnlyFans, fac reclamă la cripto. Vă dați seama că ele habar n-au ce înseamnă lucrul ăsta, dar dacă le dă cineva 3-400 de euro, fetele spun că știți voi ce vreau să zic. Deci există un oarecare FOMO. Este un prim indicator uh, că începe bolonarul, nu? Pentru că altfel oamenii din spatele fetelor n-ar fi atât de interesant să le plătească pe matracucile astea, să prezinte niște proiecte care valoarea lui este zero. Sunt foarte multe proiecte care, când sunt prezentate, apar în spate niște indivizi dubioși cu foarte mulți bani, arată așa teancuri, arată rezerve de aur, bla, 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 ce facem noi, ce facem noi. Scam. Cum evitați scamul de acest gen? În primul rând, când vreți să investiți într-un proiect, vă uitați la acel proiect Roadmap. Unul la mână. Doi. Vedeți ce timp are. Cine sunt fondatorii. Uitați-vă dacă acei fondatori au mai luat parte și din alte proiecte. Ce s-a întâmplat cu acele proiecte. De ce nu au continuat cu acel proiect. Dacă nu l-au continuat. Deci, vă uitați un pic la timp, în primul rând. Doi la mână. Vă uitați dacă wallet este închis sau deschis. Trei la mână. Un alt mod de a agăța uh, potențiale investitori îl reprezintă acele zerouri. Ați văzut, de exemplu, proiectul are nu știu câte coinsuri. 0.0000000. Și atunci omul de rând spune, băi, dacă investesc acum 1000 de lire sau 1000 de dolari, dă seama când va ajunge moneda mea la un dolar ca în ce bani voi face eu. Dar când va ajunge? De cele mai multe ori, de fapt, 99% niciodată. Să vă spun de ce. Calculați market capul De exemplu, dacă apare un shitcoin, un meme coin de ăsta și apare cu 0,000000 și tu dând 1000 de dolari achiziționezi 3.750.234 de monede, tu gândești și la jumătate de dolari dacă ajunge o să fii milionar. Păi tu calculează ca să ajungă acel proiect să valoreze jumătate de dolari ce market cap ar trebui să aibă și prin calculul probabilității încearcă singur să înțelegi dacă lucrul ăsta este posibil sau nu. Nu este posibil. Acum, cum alegem proiecte care totuși putem să facem bani cu ele? Eu vă spun cum fac eu. Voi faceți cum credeți voi. Mai bine. Sau nu. De exemplu, mă uit în proiecte AI pentru că este viitorul și nu uitați că este încă în faza incipientă. Ce înseamnă asta? Multe proiecte nu o să ajungă nicăieri niciodată. Dar ne încercăm norocul, de-aia suntem aici, nu? Și atunci, de exemplu, cum procedez eu? Îmi iau 10.000 de lire, spre exemplu, și mă aleg uh, 20 de proiecte cu un market cap până în 50 de milioane. Și investesc în toate. Da? Nu mi-aleg unul că îmi place mie culoarea sau mi-a zis vecinul sau mi-a zis un șofer pe Uber. Nu, mi-aleg eu îmi împartă în mod egal banii în 20 de proiecte, de exemplu, care cred eu că au potențial. Și atenție, după ce am făcut un oarecare studiu, nu mi-a proiectele așa că a spus John, că a spus vecina, că mai mi-a spus mie un coleg de bancă. Nu. Te uiți și tu singur pe ele, cum ți-am spus mai devreme. Te uiți cine sunt fondatorii, ce vor să facă acele proiecte, pentru că sunt proiecte care nu au niciun fundament. Proiectul este bun, dar nu are nevoie de o monedă. Ce înseamnă asta? Nu există un potențial investitor. Îți faci studiile astea un pic, după care, dacă tu ai ajuns la concluzia că acel proiect îți place ție la suflet și are unul oarecare potențial, îl alegi să investești în el. Mai îți alegi încă 19 proiecte sau whatever, cât mai multe, cât mai bine. Dar împarți unul de bani în mod egal. De ce? Vă dau un exemplu. Cum am investit noi în anul precedent și mulți dintre membrii și pe cripto și s-au făcut bani foarte mulți. De exemplu, Managala Sand. Trei proiecte perfecte la vremea respectivă. Noi am făcut și una, și o întrunire aici la sediul Expert Crypto și am învățat membrii cum să investească. Și sunt care au făcut bani, dar au așteptat și au vândut când. O să fac și o paranteză despre asta. Îți iei 10.000 de lire și investești în 5 proiecte. De exemplu, eu o să vă spun și câteva proiecte care eu le văd cu potențial. Rămâne să vă faceți și propriul research. Nu trebuie să vă luați neapărat după mine. Dar, Ocean Protocol... Injective, Fet.ai, Solana, nu mai vorbesc, sunt proiecte care fundamentul rămâne același. Aceste proiecte au suferit această corecție pentru că, virgulă, corecția a fost pe toată piața și unele proiecte au suferit mai mult, unele mai puțin. Și aici apare supply and demand -ul. Ce înseamnă lucrul ăsta? Când proiectele scad, lumea nu este interesată, pentru că directorul Doge spunea, Oamenii sunt interesați de cripto doar când prețul este sus. Dar care oameni? Cei care cunosc situația așteaptă ca acel proiect să pice atât timp cât l-au studiat și uh, intuiesc potențialul și se cumpere la un preț mic. Uitați-vă la Balmain. Acum șapte ani un tricou costa 50 de dolari, nu la nimeni, acum e 300, el, toată lumea îl cumpără. Sau la Carl, sau altele. Sunt multe exemple în piață. De aceea, dacă voi credeți în acel proiect, cumpărați-l când este ieftin, nu când prețul a bubuit deja, pentru că există acel FOMO, Fear of Missing Opportunity. Știți cum era în România în 2008? Când toată lumea se uita la prețul apartamentelor și spunea, mamă, ce-a urcat, dacă noi acum nu mai prind niciodată. Și de obicei cum scump și vin ieftin. Și de aceea, studiați proiecte din acest uh, spațiu AI cu un market cap mic, până în 50 de milioane și investiți în el în ideea că poate fondatorul va face acel bum și tu vei face niște bănuți. O altă problemă, care o văd constant, cumpăratul și vândutul ăsta așa, fără rost și... De exemplu, tu cumperi un proiect, îți place ție vezi că a urcat foarte mult asta și tu zici, bagați o mie de lire să vezi ce se întâmplă. Nu se întâmplă nimic. Tu ai băgat o mie de lire și proiectul de mâine, poimâine sau răspăt, începe să coboare și, și urcă altul. Și tu spui, vezi dacă băgam în ăla, era bine, dar n-am băgat. Hai că l-vând pe ăsta. Și atunci, pierzi bani când cumperi, pierzi bani când îl vinzi, pierzi bani că proiectul oricum scade un pic și cumperi altul care plătește un comision. Și în final pierduci cam la jumate de bani în două, trei zile. Și știi că apărți cel proiect să urce. Și ce să vezi? Nu mai urcă. Și iar încep să pierzi bani. Și așa, prin 4-5 mutări de astea, în câteva zile măs fără bani. Sau rămâi cu 10% din bani. Și ce vă sfătuiesc? Dacă ați investit într-un proiect într-un moment nepotrivit și acel proiect scade, lasă-l acolo. Lasă-l până când îți faci măcar banii tăi înapoi și atunci uh, faci un studiu și investești în altceva. Dar nu vinzi acel aset în minus, pentru că nu este un business profitabil. da, Ca să faci profit în business trebuie să vinzi cu profit, să vinzi că ești pe plus, nu în minus. Și foarte mulți fac lucrul ăsta, cumpără un aset scump când este pe acel FOMO și îl vând ieftin. O altă greșeală care am văzut-o destul de frecvent. Tu ai o mie de lire în buzunar, presupunem, da? Și vrei să investești în cripto. Păi nu pui toată mia, că dacă nu-ți merge treaba, ai pierdut bănuții și dacă ai mâine nevoie de bani, trebuie să vinzi acel proiect în minus, dacă ai ghinionul să fie în minus, și să-ți folosești banii la ce ai nevoie. De aceea, dacă ai 1000 de lire, investește 100, nu 200 maxim. Nu pui toată mia ca mâine să cherle că nu ai bani. Înțelegi? Am văzut lucrul ăsta des. Am văzut membri de la mine, de la Esper Crypto, în bulanul precedent, care au făcut bani cu nemilui și au început gagei să-și cumpere ce să ai, Porsche, Cayenne, Iesu sau mai știu eu ce. Nu funcționează iarăși nici așa. Bănuții trebuie reinvestiți. Poți să mergi cu un Ford Fiesta, relax, uite, am și mașini scumpe și ieftine și merg cu un Ford Fiesta fără probleme, credeți-mă. Așa și vouă vă recomand. Dacă ai investit 10.000 și ți-a dat Dumnezeu norocul peste tine și ai făcut 100.000, nu fuge la primul dealer și îți lua un uh, Panamera. Nu te gândă cu nimic ideea. Învață, fă research, studiază și încearcă să reinvestești acei bani profitabil. Știți povestea cu unul care a vândut cercelul pe inel, inelul pe verighetă, verigheta pe lanț și a ajuns milionare. O poveste reală, există. De aceea, repet, aveți foarte mare grijă la scamuri. Să nu vă fie proiecte prezentate care nu au niciun fundament, doar reclamă plătită. Atât, pentru că veți lua țeapă. Făceți-vă propriul research și investiți tot ce înseamnă AI în viitor. Pentru că este încă în fază incipientă și se, pace, se pot face foarte mulți bani. Luați în calcul volatilitatea. De exemplu, de câte ori apar știri pozitive, prețul unui proiect urcă și la știrile negative reacționează negativ. Tu, dacă crezi în acel proiect, nu te interesează când a urcat, pentru că te va interesa în momentul în care vei vinde. Tu ții un proiect de la punctul A la punctul B, da? pleci de aici la un dolar și ajunge la 10. El o să urce, o să coboare. Pe tine te interesează când coboară, când piața reacționează la știrile negative. De ce? Pentru că acolo vei face de cea. Și dacă a plecat de la un dolar și a ajuns la 100, dau un exemplu, pe tot acest parcurs el va urca și va coboră în funcție de disponibilitatea ta financiară. Vei recumpăra acel proiect prin DCA, Dollar Cost Average, la prețul respectiv. Ori îți o sumă de bani în care se investește. Eu îmi propun, de exemplu, băi, am proiectul ăsta luat pe un an, da? Investesc lunar suma de tu la o anumită dată, investesc aceași sumă de bani constant. 100 azi, 100 săptămâna viitoare asta și într-un final vei face profit. Altfel, urmărești proiectul când scade și niciodată nu ai cum să știi cât va scădea, de aceea cum cumperi în cascadă. Adică a plecat la 1 dolar, a urcat la 3, îl urmărești, a la 1.5, ai 100 de dolari disponibil. Cumperi 20 de dolari, mai scade la 1.3, mai cumperi de 20, mai scade, mai cumperi, urcă, nu mai cumperi. Și îți vei obține un profit destul de mare pe final. Nu uitați, în curând, adică undeva la 3 săptămâni din punctul ăsta, vom lansa aplicația Sky365 Signals. Ce înseamnă lucrul ăsta? Este o aplicație de trading în care vă voi indica proiecte cu anumite semnale, când să le cumpărați. Rămâne să vă faceți propriul research și să aveți cunoștințe temeinice în acest domeniu, pentru că demonstrați științific, da? Și uh, sunt date statistice care arată acest lucru. Cei care fac trading și văd acele 700%, 800%, 3000%, 300%, whatever, da? Ei vor să facă și ei și pierd bani pentru că nu au cunoștințele necesare. Deci, pentru a face trading, trebuie să aveți cunoștințe temeinice. Altfel nu are rost să vă apucați. Sper că o să vă prindă bine sfaturile mele pe viitor. Vă spun din experiența mea și vă pupă, John, vă doresc toate cele bune.